4 decembrie. Odată, Sfânta Varvara, privind mult la cer și fiind cuprinsă de mare dorință, ca să știe cine a făcut acea înălțime cu bună cuvință, acea lățime și acea strălucire a cerului, deodată a strălucit în inima ei lumina dumnezeiescului dar și a deschis ochii minții pentru cunoștința nevăzutului, neștiutului și neajunsului Dumnezeu, care cu înțelepciune a zidit cerul și pământul. Era acolo o scăldătoare. Acolo, venind odată Sfânta Varvara și uitându-se către răsărit, a însemnat cu degetul pe o marmură chipul Sfintei Cruci, care s-a închipuit pre piatră cu degetul cel sfânt al curatei Fecioare, ca și cum s-ar fi săpat cu fierul. Ba, încă lângă aceeași baie, chiar urmele cinstitei ei picioare feciorești s-au închipuit asemenea pre piatră. Apoi din urmele acelea a curs apă și multe vindecări se făceau acolo celor ce veneau cu credință. Azi începe ciclul de sărbători consacrate vărsatului, una dintre bolile cele mai de temut în mediul țărănesc. Sfânta Varvara, una dintre puținele sfinte cu numeroase atribuții de protector, îi apără atât pe copii, pe mamele lor, pe tinerele fete, dar și pe mineri. Se spune că dacă vine cineva în casă și n-are gând bun, îți merge rău la vite, păsări, se pot îmbolnăvi copiii. Bătrânii satului zic că dacă intră vecinul în casă și are gând rău și se scoală de pe scaun, în vară nu mai clocesc găinile sau alte păsări. Puii nu se mai pot scoate. Dacă intră în casă femeie mai întâi de dimineață, e rău pentru acea casă. În această zi se pun în apă crengi de măr și vișini, unde se lasă până la flori. Dacă aceste rămurele înfloresc până atunci, e semn că anul va fi mănos, dacă nu vor înflori, e semn că anul va fi secetos.